Ok, am o întrebare rapidă pentru voi. Care este legătura reală între coronavirus, Paște și depresie? Și îți promit că legătura asta îți va schimba viața. Dacă ne gândim un pic la coronavirus, ne pune în izolare. Ne-a băgat în distanțare socială. Că am vrut, că n-am vrut, oricum suntem obligați să stăm în casă. Dacă ne gândim un pic la depresie, asta e o problemă generală peste umanitate. Ea te face să te simți singur, să te simți nefolositor, să simți că lucrurile care sunt în viața ta nu mai au valoare, te împiedică să te bucuri de viață. Ai putea spune exact ca și coronavirus, nu? Care e legătura între coronavirus, depresie și Paște? Știu că în momentul de față, în special noi românii, fiindcă suntem foarte credincioși, ne-am dorit să ajungem la biserică. Nu putem să o facem din cauza acestui virus. Dacă stai un pic să te gândești, primul Paște din istoria omenirii a fost sărbătorit de Iisus și ucenicii la cina cea de taină. De taină! Înseamnă în secret. Deci asta înseamnă că el a zis, mergeți și închiriați casa asta. Nu mergeți și faceți rezervări la restaurantul ăsta. Iisus a cinat cu ei în secret, într-un fel de izolare față de lumea exterioară. Bun, bun, bun. Dar care este legătura între Paște, depresie și coronavirus? Noi suntem obligați să stăm în izolare. Vine Paștele. Deci voi vă dați seama că noi urmează să sărbătorim Paștele departe de lumea exterioară, în interiorul căminelor noastre, la fel cum Iisus a făcut-o. Iisus a ales să se izoleze împreună cu ucenicii, ca să poată să le lase învățătura după care noi sărbătorim Paștele. Dacă Petru s-a lepădat după cina cea de taină, dacă Iuda oricum s-a dus și l-a vândut, voi vă dați seama cum ar fi fost dacă Iisus ar fi tratat acest moment cu superficialitatea cu care noi sărbătorim Paștele azi? Nu judec oamenii, dar se rezervă restaurante de Paști, nu? Am văzut chiar anunțuri la baruri de striptease cu oferte de Paști. Vino să vezi iepurașii. Paștele se va sărbători în izolare. Din acest motiv, oamenii vor fi cu adevărat provocați să se gândească la sacrificiul lui Iisus. De trei fiori să te gândești că un om care a făcut doar bine, a vindecat oameni și a predicat pacea și iubirea de semeni, a fost crucificat, romanii practic dădeau un exemplu cu tine și te crucificau în locuri în care să fii văzut de toți. Toată lumea trebuia să știe că tu ești un exemplu de om care s-a pus cu Roma. În momentul în care luăm Paștele, noi mărturisim că ne amintim de jertfa pe care a făcut-o Iisus. Vestea bună este că Iisus a înviat. Asta face sacrificiul lui Hristos atât de impresionant. Aici intervine legătura cu depresia. Tu, știind că Iisus a înviat, realizezi că El chiar e Fiul de Dumnezeu. Noi când sărbătorim Paștele, noi ce ar trebui să facem ar fi să stăm la masă cu familia cu ușa închisă și să ne aducem aminte de sacrificiul lui Iisus și că suntem niște pelerini. 80 de ani sunt un moment de pelerinaj al sufletului tău. Ai fost și tu pelerin într-un corp pe pământ. Ăsta e motivul pentru care tu și eu trebuie să ieșim din depresie. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru tine, pentru ca tu să poți să fii copilul lui Dumnezeu. Depresia e nulă. Izolarea asta îți oferă oportunitatea ca tu să te gândești în mod real la ce înseamnă Paștele. Nu doar să treci prin el, să-l bifezi, să mai spargi un buget pe mâncare. Să stai să te gândești real ce înseamnă sacrificiul ăsta. Și în momentul în care vei realiza cu adevărat ce presupune acest sacrificiu, îți promit că depresia ta nu va mai însemna nimic. Pentru că tu știi cine ești și știi unde te duci. N-am nevoie să dai like, n-am nevoie să dai subscribe. Tot ce vreau e să-ți iei un moment real în care să te gândești la ce ți-am spus aici, să te duci, să cercetezi și să studiezi, măcar să-ți dovedești că n-am eu dreptate. Îți datorez măcar asta. Mi-aș dori să profităm de această izolare și să căutăm cu adevărat ceea ce înseamnă sacrificiul lui Hristos pentru noi. O să rămâi uimit. Ciao!